Nutriția corectă este unul din factorii care determină calitatea cărnii. Furajele de calitate joacă un rol esențial în sănătatea animalului, iar cei implicați în industria zootehnică sunt încurajați ca să apeleze la profesioniști atunci când este vorba de alimentația șeptelului din fermă. Colegul meu, Marius Milea, a discutat cu reprezentanții a două institute de cercetare, de la Balotești și din Brașov, pentru a afla mai multe detalii despre acest subiect. De precizat că aceste două entități științifice sunt reprezentative la nivel național și sunt implicate în strategiile legate de viitorul zootehniei naționale. Hrana joacă un rol important? Este un rol crucial. Prin o nutriție echilibrată și de calitate putem obține produse fabuloase și trebuie să ținem cont de părerea specialiștilor. În această problemă, Institutul de la Balotești poate asigura oricând nutriția necesară unei cărni de calitate. Noi la Institut promovăm amestecuri de graminee și leguminoase perene de pajiști pentru folosință mixtă, pentru silos, pentru pășune sau fâneață. În funcție de necesitățile fermierilor, noi oferim amestecuri personalizate din soiurile create din cei 40 de ani de activitate la institutul nostru. Mixturile noastre se fac în așa fel încât să existe un echilibru energoproteic pentru tipul de animal pentru care este destinat. La institut se fac și analize de calitate a furajului înainte de a fi promovat spre vânzare. Important este ca acele amestecuri să se preteze zonei din care se află fermierul și reușita este garantată. Noi avem loturi semințiere din categoriile biologice superioare pe care noi le producem, noi le promovăm și noi le punem la dispoziția a fermierilor spre vânzare. Pe site-ul institutului și pe pagina noastră de Facebook aceste amestecuri sunt promovate.